Bine v-am găsit, oameni buni, people și oameni frumoși. După ultimul live pe care l-am făcut cu Euro Truck Simulator, nu uitați să-mi dați un follow pe Trovo, pentru că da. Dați-mi un follow pe Trovo, pentru că da, uneori suntem și live cu nebunile astea. Am făcut o cursă. Terminasem în Galați, da? Ultimul. După care am făcut o cursă, am intrat în Bulgaria și am venit până la Karlovo. Deci suntem în Bulgaria, foarte aproape de Turcia, atenție, și vreau să luăm un job aici în Bulgaria, să ne plimbăm prin Bulgaria în acest episod minunat. Ia uite, avem o cursă care ne duce înapoi în România. Sau putem să luăm... nu prea am chef să mă întorc la Brașov. Hai să mergem în Turcia, guys. Vreau să merg în Turcia. În premieră mondială, europeană și semi-asiatică. Pentru că nu e așa, Turcia. Mergem în Turcia în acest episod. Stai că e canal acolo jos. Mai. Bun, hai să nu luăm ăsta, am 45 de kilometri, ridicăm, mamă, unde suntem aici pe drum de țară, peste 45 de kilometri ridicăm ce avem de ridicat și mergem până departe în Turcia. Vreau să văd, descoperim așadar Turcia în acest episod, nu e așa? Practic descoperim și Bulgaria și Turcia, că da, Bulgaria nu pare nimic de frumos. Vă zic sincer. Bun, și mai sunt zone unde pe care nu le-am descoperit. Germania, Austria, Germania, Franța și Marea Britanie nu le-am descoperit încă, guys. Deci avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem în jocul ăsta, plus avem 78.000 de euro, să sperăm că nu facem accidente și nu avem surprize ca să strângem cât mai mulți bani. Nu mai avem mult și putem să ne achităm rata la bancă, după care încet încet strângem bani sau luăm o rată nouă, vedem, ca să ne cumpărăm un trailer nou, dar momentan trebuie să mai cresc în nivel, să fac cât mai mult XP, pentru că sincer am doar o singură ofertă de trailer, nu prea mă încântă ce opțiune am pentru trailer, vreau să-mi iau totuși unul cât de cât șmecher ca să știu că îmi produce bani nebunaticul acela. Așadar, până atunci o să ne descurcăm numai cu tirul. La un moment dat, evident, ne facem companie, o să avem mai mulți șoferi, facem bani, facem nebunii și o să jucăm și pe multiplayer, facem clan. Dar toate astea încet, încet, pentru că este timp. Până atunci, haideți să vedem. Numai bine, uite, intrăm aici să alimentăm. Că voiam să alimentez de ceva vreme. Bun. Așa. Opa, stai că m-am dus prea în față. Scania. Atenție, Scania de cu spatele. Bun, hai să alimentăm. 600 de euro o să se ducă instant. Instant. Oh, numai 500 de euro. Nu era chiar atât de gol rezervorul pe cât cred. Bine, nu era gol deloc, era la jumătate, dar vine ceva de pe partea cealaltă, nu vine. Bun. Mamă, dar zici că suntem în România, dar mai pe mai pe sărăcie. Adică, da, bun. Hai să facem sensulețul. Nu stai așa să las pe domnul să meargă, că am mai pățit eu odată de voiam de pe banda a doua să ies din sens și m-am trezit că unul cu dita mai tiru pe banda întâi se învârtea în sens și evident că m-am băgat în el și evident că a fost vina mea și evident că o să tai sensul ăsta pentru că Milana n-am chef să stau aici după voi. Uite ce ușor se intră pe aici. Ce bine-i fără amenzi jocul ăsta să le dezactivezi. Și aia cu odihna de noapte, băi, la fel, mi se pare genial să nu le am. Adică, sincer, știu că v-am zis, opa, intrăm în ceva să tuc, că la un moment dat activez aia cu dormitul, că aia cu amenziile. Da, nu cred, sincer, că nu mă încântă,
Îmi place, îmi place cum e fără să fie nevoie să dormi. Bine. Hai să mergem să vedem ce încărcătură avem noi de luat. După care mergem în Turchia. Yes. Da, Bulgaria asta e exact ca o Românie, dar mai săracă. Opa, stai că aici e înfundătură. Păi și eu ce fac? A, e aici la dreapta, mai. A, uite că e cineva aici, ne așteaptă. Salut, Horațiu. Bun. Avem una care ne duce numai la intrare în Turcia. Sau putem să o luăm pe asta? Nu, mă, tati, mergem în Turcia. Bine, eu acum, sincer, voiam să fac episodul ăsta exclusiv să-i zic descoperim Bulgaria și de alea, dar pare să că nu-i cazul. Că trebuie să mergem până în Turcia. Îmi pare rău într-un fel, știți că voiam să descoperim Bulgaria. Da, hai să... stai că nu ăla, mă, ăla altul. Iar transport fier. Bun, asta așa. Opa, așa. T. Na, bun, hai să vedem câți kilometri avem de mers. 433. Nu e chiar atât de mult. În 6 ore ajungem pe la ora 16. Stai că nu mai știu pe unde am intrat. A, pe aici am intrat. Bun. Na, hai să ieșim și să trecem la treabă. I-ar trebui să-mi pun fier distribution SRL, că numai fier transport cu ăsta, pe bune acum. În continuu fier. Altceva n-am transportat cu tirul ăsta. Deja mă disperă. Bun. Hai să mergem la Karlovo. Mamă, dar accelerez greu. Se vede cât sunt grele chestiile astea. Na, aia. Karlovo, venim, Turcia. Bum, bum, dar unde mergem? În Istanbul, direct Istanbul, un pic după Istanbul. Și mai jos oricum nu avem unde să mergem. Dar cu siguranță Grecia și astea ar mai trebui descoperite. Adică vreau la un moment dat să mergem și pe acolo și Spania și nebunie în toată Europa. Facem curse. Bune-i treaba, bune-i bune. Bă, dar e dezolant peisajul în Bulgaria. Adică am fost și în Ungaria și Slovenia sau Slovacia, nu mai știu ce era acolo, dar... Aoleu! 36% e o gră... Bă, și l-am văzut parcă venind, dar... Bă, l-am văzut parcă venind, man, dar... Hai să-mi bag picioarele. Puuu. 2000. Da. Am de ales? Partea bună că oricum acum plecam la destinație, adică, na. Aveam 6 ore jumate până la destinație, acum cât aș avea? Din locația asta unde sunt acum. 17.000 de euro, man! Vai de viața mea, trebuie să fiu mai atent. Bun, ia să vedem ce mi-apare pe GPS. Ore 37. A, deci nu era departe servisul. Suntem unde? M-a adus un pic mai jos. Da, ok, hai că nu e atâta. Am descoperit un Volvo truck dealer măcar. Dar banii pe care îi fac, practic îi fac numai ca să-mi plătesc paguba. Vai de viața mea, man. Ce tâmpenie am făcut. Deci mă doare sufletul grav. Băi, l-am văzut cu coada ochiului la un dat, dar... Nu știu ce m-am gândit, că poate levit, că poate încetinește el, că poate dispare ca prin magie, Harry Potter, nebunii de astea. Nu știu ce m-am gândit. Ai, și-am pierdut și câteva ore.
Fai, ce ciudă mie. Na, mă rog. Asta e acum. Ce să facem, prieteni? Vai, doamne, ciudă mie. Prostez, mă. De o prostie absolut incredibilă. Na. Bine. Aici văd că trebuie să facem stânga. Hai că nu facem tot sensul ăsta, că e complicat un pic. Nice. Trebuie să recunoașteți. Într-un mod super mega ilegal, dar a fost fain cum m-am strecurat acolo. Bun. Plovdiv. Bun, 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 bun. Ai de viață, băi, și cât de mult am reușit să evit să iau daune și nebunii de alea. Și acum fac o nefăcută de asta. Nu îmi vine să cred. Aoleu. Avem 406 km, ajungem în 6 ore 24. Vai ce ciudă mie. Puu, am început cu stângul blanau. Mi-e și rușine să mai dau ochii cu voi acum. Mi-este rușine. Așa. Bun. Presupun că n-ar trebui să mă aștept la vreo autostradă sau ceva până ajung în Turcia, nu? Mamă, ce galbenă e apa. Nu-i cam? Nu-i cam ne-ok? N-ar trebui să fie mai curată? Asta înseamnă că e poluată? E tulbure, probabil, și de la vreme o fi plouat. Dar chiar și așa, parcă e prea... Na, în fine, ce probleme am și eu. Cum e apa în Bulgaria. Da, n-ai păcat. Bun, la următoarea facem dreapta. După, bă, dar e întortocheat rău, man. Pe bune, pare super complicat să ajungem în Turcia. Adică chiar nu exista o rută mai să nu treci prin oraș? Suntem în Sofia. În Sofia. Bun, și aici dreapta. Aoleu. Bun. Opa, așa. Ăla-i. Și acum tot în față. Opa, stai că mai e o reprezentanță în dreapta pe care o putem descoperi. Că văd un semn al întrebării aici. M-aș opri o idee. Numai cât să descoperim reprezentanța. Numai că m-aș opri... Acum să mă opresc. Da, nu. Gata, a fost descoperită. Numai bine că era super greu să intru acolo cu dita mai... Trailerul ăsta lung și să și ies de acolo. Chiar era complicată treaba. Recruitment agency. Burgeri. O manciana me. Au și limba asta... Scrisul ăla ciudat. În simboluri de alea așa rusești. Bine. Opa. Bă, dar chiar arată urât ca țară Bulgaria. Adică efectiv cele mai nașpa chestii de la noi. Na, bun. Aici urmează să facem dreapta, la un moment dat, intrăm pe ceva, un drum mai de oameni, cred. Acolo pare a fi un accident, dar se poate intra pe aici. Nu te răsturna, te rog, că și așa stăm rău. Stăm rău cu banii. De la paguba aia a făcut, bă, da, frontal l-am luat pe la cât o mai fi plătit și ăla pagubă. Nu numai eu, că am plătit amândoi pagubă.
Bine că nu trebuia să plătesc și amenda pentru accident, atunci să vezi, nasolie. Bun, unde suntem? Suntem aici. Nici nu-mi dau seama unde e granița cu Turcia. Sincer vă zic, nu-mi dau seama. Da, urmează să descoperim. Hai, ce ciudă mie. Expected. Deci cel târziu, cel ei se așteaptă să ajung pe la 11:40 de ori, deci oricum e ok. Dacă mă încadrez cancel current job. Deci oricum e ok dacă eu ajung la 8. E super. Îmi dă presupun excelent. Am damage și la trailer și la cargo. Nasoală treaba. Bun. Ok. Opa, ce avem aici? Hai să ne băgăm prin dreapta, că nu știu ce e aici. A făcut ăsta accident, i-au picat, adică n-a făcut accident, i-au picat alea din, da, săracul. Na, ai. Hai să vedem dacă reușim totuși să ajungem până pe la 7. Adică dacă avem tot drum drept, pot să-i dau viteză cu tirul, să ajungem pe la un 7. Să economisim timp. Ce-mi pare rău e că fiind noapte nu apuc să mă bucur ca lumea de Turcia. Da, prindem un pic din ea așa pe zi. Mi-ar plăcea cât mai mult pe zi să prind din Turcia. Bun, cam atât a fost bucata asta, că acum trebuie să ieșim. Stai să încetinim că în curbe tare, tare urât e pe viraje cu greutatea asta mare în spatele meu. Bun, deci momentan îmi dă 20 și 17. Și mai avem 5 ore. Dacă reușesc să ajung la 19, aș fi mulțumit. Să scurtăm într-atât de mult. Dar depinde și cât de mult drum din ăsta oarecum național prindem. Că și asta e o chestie. Că dacă trebuie să mă bag prin orașe și nebunii de astea, n-am mai făcut nimic. Bun, dar abia aștept să intrăm în Turcia, că acolo s-ar putea să fie drăguț peisajul. Poate trebuie să trecem cu bacul pe undeva, dar nu, cu tirul ăsta n-avem cum să trecem cu bacul, cred că, adică nea, am încăpea, cu dita mai tirocu pe un bac. Na, mă rog. Hai că avem și combustibil și cu banii pe care îi facem tot pe minus suntem. Adică eu puteam să nu fac episodul ăsta și adică episodul ăsta, cursa asta și tot nu, tot eram pe mai plus decât sunt acum. Dar într-adevăr am pierdut bani, dar măcar fac niște XP. Deci și asta e ceva, adică ok, n-ai făcut bani, dar ai făcut niște XP. Which is something. Și banii îi facem noi încet încet. Ne plătim noi rata aia. Acum mai prind și câte o cursă ghinionistă. Ghinionistă în sensul că eu nu sunt atent. Numai că eu nu sunt atent de multe ori. Deci îl consider ghinion atunci când chiar mi se întâmplă ceva din cauza neatenției. Bun, 20 și 20. Da, suntem în urcare pe aici. Aia e faza. Că tot pierd din viteză. Parcă nu e așa frumos peisajul ca în România, dar urât nu e. Comparativ cu America, tot e nice. Noi avem munți, avem chestii. Ei văd că la ei câmpie. Bun, am un sens girator în față. Sau pare a fi sens giratorul, nu știu dacă e neapărat sens giratorul. Nu pot să fac la dreapta, doar în față, așa că hai să ne strecurăm pe aici. Opa! Ai, mă, 1% mâncamei. Măcar experiență să facă bani, cu tot cu cursă sunt pe minus, cea mai proastă idee. Mai bine rămâneam numai prin Bulgaria, că poate, na, ce știu eu. Aici e taxă de aia de drum. Nu-mi dau seama dacă e graniță sau taxă de drum. Unde suntem? Ba nu, cred că intrăm în Turcia. Cred că suntem la graniță.
Da. E posibil să fim la graniță. Bum, 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 bum. Am intrat bine? Eu, mă. A, raze X. A, ok, de-aia mi s-a deschis automat. Raze X ca să nu mai... Bun. Hai, unde să mă bag? Văd că pe tronsonul ăsta mă pot băga. Aoleo, stai să nu mă... Mi se agațe iar tirul cum am mai pățit. Stai că nu văd. Na, mai în față. Nai, check my documents. Totul este în regulă, zic. Na bun, hai să mergem. Mai trebuie să trec de încă o de asta. Da, e graniță cu Turcia asta. Sigur. Tot raze X. Și aici. Deschide-te barieră. Nu se deschide. Wow. Ok, la limită. Bine că damage-ul ăla de 1% tot îl am. 20-29. N-ai. Aoleu, cât ta barierele și câta nebunile și controlul și ce e aici. Mamă, mai verific o dată actele și acolo. Aoleu, ce nebunie e aici. Bun. Hai să trecem pe la asta. Fai de viața mea, bă, dar e complicat rău aici la intrare în Turcia. Nu prea vor oamenii ăștia să le intri în țară, pare să... Na, hai, ridicați și bariera aia. Am 34 de tone. Dar nu cred că am terminat, eu cred că mai am. Deci nu pot să cred, mamă! Mamă, ce nebunie, mă! Câta controlul. Ai de viața ta. Hai. Verificăm documentele. Bă, dar mi se pare imposibil să intri în Turcia. Și mai am. Stați că mai am. Vai de viața mea. Vai de viața mea. Granița cu Turcia e horror. Bă, da, pe bune, uită-te cât spațiu aveai. Ești tâmpit de-a dreptul. Uită-te cât... De ce ești prost? Trage-te și tu mai la dreapta. Uită-te cât spațiu ai numai pe unde merg eu. Poți. Stai să mă bag în fața lui. Că mod disperat. Bun. Mai am? Hai că văd un sens giratoriu, cred că e cam gata. Față trebuie să mergem. Stai că ăștia stau la semafor și stai că mi-au ocupat ambele benzi și n-am pe unde. Aoleo, bă, dar ăla-i vagabond, mă, ăla cu albastru. Nu prea stă el la discuție așa. Hai, băieții. Oh, stai că mi-o tăiat la față. Bă, dar ce vă place să vă băgați în fața mea? Sălbaticilor. Parcă eram singurul sălbatic pe aici. Na bun, hai că pe undeva cumva vă depășesc eu pe toți. Hai, galbenule. Bă, dar tu ești de o prostie, bă, băiatule. Bă, ești un idiot fără margini, număr de botoșani avea, bt. Bă, dar cum să... De ce să te bagi pe banda mea când vezi că eu sunt pe banda asta? Doamne, iartă-mă, ce tâmpit ești. Mamă.
Fai câți bani am pierdut cu venitul ăsta în Turcia. Cred că, sincer, o să mă mai învârt prin Turcia pentru simplu fapt că e oribil la graniță. Durează foarte mult. Și atunci, dacă prefer să nu ies din Turcia, să mai fac niște curse pe aici cât o mai fi, să vedem peisajele din Turcia și după aia ieșim din țară. Eu am zis să încerc să ajung până la ora 19, dar cred că e cazul să ajung până la ora 20. Pentru că am pierdut timp la graniță de mi s-a făcut rău. Plus accident, plus, aoleu, câte probleme am avut. Deci atâtea probleme am avut numai în episodul ăla din American Truck Simulator, când am făcut 17 miliarde de accidente. Numai atunci am mai avut problemele astea. Bun. Așa. Hai, ușor. Mai avem 200 de kilometri. Hai, că ajungem în Istanbul imediat. Nu știu ce e 0,3 ăla acolo din față. Am 128 de kilometri la oră, cam mult. Nu știu ce e 0,3 ăla, dar sper că nu e ceva important. Am trecut de el. Na. Hai, să fim sănătoși. Că proștii care se bagă pe bani. Bă, dar o dată îmi văd și eu de banda mea și atunci se bagă un prost. De obicei, eu sunt la prost de ce mai multe ori, dar acum și eu trebuie la ăla să se bage pe banda mea, n-am înțeles. Zici că n-am dat o grămadă de bani pe reparații. 36% damage. Vai de viața mea. Ui. Istanbul. Continuăm, da. Păstrăm linia, tot în față. Oh, cred că trebuie să trecem la de la de verificarea greutății. Trebuie să... Încetinesc. Da, pe bune acum. Eu nu înțeleg pe ăștia. Bă, sunt invers aici? În jocul ăsta e invers toată treaba asta? Banda 2 e banda 1, de toți vor să stea pe banda 2 când banda 1 e liberă? De ce intri pe banda 2 dacă ești singur pe damage? Iar mi-a luat damage. Dacă ești singur pe banda ta. Hai, bă, măcar XP să-mi dea, că bani n-am făcut. Cursa asta de Turcia horror. Eu nu înțeleg pe ăștia. Pentru ce să vrei să intri pe banda 2 când banda ta e liberă și poți să mergi în față, liniștit. N-ai unde să mergi la stânga, n-ai pentru ce să vrei să te bagi în fața unui tir. Deci în realitate, bine, n-am eu ca tir ce să fac pe banda a doua, așa asta e adevărat. Dar în realitate, Doamne ferește, ce putea să, ce i s-ar fi întâmplat acelui om. Ăla nu mai era în viață. Să te bagi așa pe de-alea, bă, nu. Bine, am 10% damage, sunt vai de viața mea, cea mai proastă experiență ever, nu mergeți în Turcia că uite ce pățiți. Bă, da, ăla era bât, era număr de botoșani, botoșani e un fel de Alba Iulia, al Ardealului, că nu-mi dau seama. Că în general în partea asta de vest se știe că dacă vezi numărul de alba, te aștepți la orice. Bă, dar pe ăla nu l-am înțeles, man. Zici că pe bune, nu voia să ajungă acasă. Bine, că era tir, nu pățea chiar atât de multe. Ăla cu mașina, ăla nici atât. Dar tu ca tir... Na, în fine. Am avaria și cargo, am numai prostii am făcut. Bun, 20 și 25. Hai că poate reușim cumva să ajungem până la ora 20 la destinație. Bine, nu ne presează nimeni. Deci nu e obligatoriu să ajungem atât de
Repede. Da, setasem eu în creier că hai să ajungem mai repede. Fai, câte probleme și avarii și accidente și... Oh! Șoferi nebunatici. Mi-am mai făcut 8% damage și acolo în... Semi-vama aia sau ce era când am trecut pe acolo printre gratiile alea. Nu m-a prostit. Bine măcar că sunt 3 benzi aici și se poate merge decent. Eu chiar pot să-i dai să nu ai stres. Bun, Istanbul. Am ajuns la Constantinopol, prieteni. Haideți să-i cucerim. Turum, turum. 20 și 14. Mai avem 60 de kilometri. Eu zic că ajungem, la 8 fix suntem acolo. Dacă nu prindem drum de oraș sau dacă e tot așa drumul, la 8 fix suntem acolo. Bun. Istanbul, nu, în față trebuie să mă duc. Acolo e teren de golf sau ce chestia aia? Antene 5G, ce o fi chestia aia? Bun. Hai dai 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 dai, hai dai 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 dai, hai dai dai dai, hai dai dai dai, hai dai 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 dai. Bun. 25 minute. Avem 30 de kilometri și 4. Rămâi acolo pe și 4. Ce apă frumoasă. Cam murdară și aici. Bă, până acum dintre toate țările Bulgaria era chiar era urâtă. Istanbul discovered. Bun, stai așa. Eu s-ar putea să fac un accident sau ceva cu tâmpenia mea de că mi-am setat eu în cap să ajung la 8 fix. Că devine aglomerat și nu știu ce încerc să fac eu aici. Bun. Aici o curbă mai urâtă. Bun. Mare grijă în curbă, asta e poliție. Mare grijă în curbă, mașină de poliție. Iha, mașinuță. Iha, mașinuță, iha, mașinuță. 14 km rămași. Văd că noi mergem tot în față. Uite, Istanbulul. Arată rău. Iha, mașinuță, iha, mașinuță, iha, mașinuță. O găsă, o găsă și hă găsă. Nu știu ce e aia, dar... O-o. Cred că tirurile sunt în dreapta. Cred că hă găsă aș fi eu. Nu, nu, nu. Uite pe aici. Hai să trecem pe aici, că văd, mai văd un tir pe bucata mea. 109 eu damage iară. Ai de inimia, inimioara mea. Foarte mult. Pe lângă damage-ul pe care trebuie să-l plătesc, că na. Bun, trebuie să părăsim o semi-autostrada asta sau ce-o fi. Facem dreapta aici. Bun. Bă, da, e destul de dezvoltat Constantinopolul ăsta. Bun, 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 bun. Adică drumurile mi se par, bă. Na. Stai acolo. Stai acolo. Oi, 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 oi.
E adevărul e că am fost odată în Istanbul, când eram mai mic și într-adevăr ajuteam prea o trecere de pietoni, se conduce un pic haotic. Și atunci poate înțeleg, deși, adică, na, eu sunt în joc normal că nu o să-mi bat prea mult cap, nu o să mă stresez, o să conduc haotic, nu o să fiu tot timpul atent. Dar când și jocul în sine nu e atent, atunci e nașpa. Eu zic că dacă eram altundeva și nu în Turcia, poate nu. Că am pățit și cu tirul ăla și cu mașina aia mică. Am pățit nebuniile astea. Asta e super ciudat. Bun, stai așa că aici eu să trebuiască să mă dau jos. Deci aici zice să fac dreapta. Bine, oricum nu mă lasă ăla și dacă nu vreau eu să fac dreapta. Și intru pe aici. După care dreapta și mă întorc și auliu. Ce nebunie avem aici. Bun. Bun, 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 bun. Aolei. Bă, dacă atir, e horror să te întorci pe aici. Mamă. Groaznic. Și aici facem dreapta. Wow, 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 wow. Se și înserează. Deci până la urmă n-am mers cu bacul. Păcat. Poate dacă mergeam cu bacul și mergea bacul pentru mine, nu mai făceam atâtea accidente cu nebunii ăștia. Bun, aici facem stânga și aici încă o dată la stânga și dreapta. Opa, 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 opa. Credeam că în față, dar văd că la dreapta. Bine. Este 19 și aoleu. Ba, nu pot să trec. Prin mijloc pot să trec, ăla s-a oprit. Aici facem stânga. Bun. Am ajuns într-un final. Nu credeam că mai ajung. A fost absolut groaznic. Bă, s-ar putea să pot să... Ba, nu. E un pic complicat. Lasă. Hai că nu ne încurcăm chiar atât de tare. Nu ne complicăm chiar atât de mult existența. Că am avut destule probleme în cursa asta. N-are rost să stau să mai chinui jumătate de oră să parchez. Deci, la câți bani am pierdut cu cursa asta? Măcar XP să-mi dea și aia e. Că, na. Bă, e oribil, absolut oribil a fost. Absolut oribil. Na, bun, hai să vedem cu ce rămânem de aici. Reasonable. Bine, a fost problema că am făcut accidente și nebunie. Dar bani am rămas cu 10.000 după ce le-am accidentat aia, acolo a fost problema. Și plus că mi-am accidentat și mie remorca și numai tâmpenii am făcut. Dar da, cam asta a fost. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat, a fost absolut oribil. Like, share, subscribe, ne vedem în comentarii. Aveți grijă când intrați în Turcia, că e oribil la gară. Vă pup și ne vedem data viitoare. Numai bine!